și bun găsit la nou episod. Deci noi astăzi nu sunt numai eu singur și eu m-am gândit să fac un episod cu pisica mea. V-ați gândit să facem un episod cu pisica mea? Dacă că astăzi o să facem. Și văd că sunt singură aici. Numai pisica mea aici. Nu știu ce fără. Deci noi episodul de astăzi o să filmăm, adică să spionăm pe pisica noastră, da. Și o să vedem ce face pisica mea când eu nu sunt acasă. Uite, dacă o pun undeva aici camera, o să vedeți ce se va întâmpla. Uite, eu o să mă duc undeva pe acolo, dacă știți voi ce zic eu. Și să vedem pe pisica noastră ce face. Tu stai acolo, bă? Mai nu veni, stai acolo la cameră, ce nu vezi? O să vină aici și stai aici. Și noi episodul de astăzi o să vedem ce face pisica noastră. Ia, cacă. Uite, cred că voi n-ați văzut-o, dar o să văd eu după filmare dacă văd că s-a băgat în videoclip, dar dar puteți să-mi dați mai mulți comentarii să știu eu ce videoclipuri să fac, că știți că eu mă plictisesc și știți. Nu știu ce videoclipuri să mai fac, știți? Și cred că într-o zi să devin și un videogobler. Sper că măcar un cap de abonați, măcar un cap de abonați să am. Bun? Deci noi astăzi, haideți să spionăm pe pisica noastră. Deci, ea stă acolo. Noi o spionăm. Cred că ne vede. Da, ne vede. Da, cred că n-a văzut. Ia să vedem. Doamne, caută zoc. Uite, dacă o ting o leacă de burtă, apoi nu știu. Nu se întâmplă nimic. Deci eu minte că când am atins o dată de burtă, n-a sărit direct în cap și m-a zgâriat pe la păr. Stă bine. Deci, episodul de astăzi n-a fost așa interesant. Cred că să vedem și atât dată niște episoade mai interesante. Astăzi colegul meu un coleg de-al meu care face videoclipuri împreună, astăzi n-a venit, dar am avut pe pisica mea și eu m-am gândit să fac o filmare, dar văd că n-a fost interesant. Cred că o să am zero like-uri și fără niciun comentariu. Așa este la mine câteodată. Zero like-uri, zero comentarii. Bun. Dacă aveți și voi canal de YouTube, să îmi dați un comentariu să mă abonez la voi. Dacă vrei să te abonezi la tine, dați-mi un comentariu, o să intru pe canalul vostru și știți, să mă abonez la voi.